Bună seara și bine ați venit la 360 de grade. Vom discuta la începutul acestei emisiuni despre remedii miraculoase pentru păstrarea tinereții. Care este secretul longevității? Putem încetini îmbătrânirea? Există tratamente minune în acest scop? Aflăm despre toate acestea de la doamna doctor Anca Stoian. Bună seara, doamna doctor, și bine ați venit! Bună seara, Lina! Încă de la naștere încep în corpul nostru tot felul de procese metabolice care generează îmbătrânirea celulară. Doamna doctor, cine ne influențează îmbătrânirea? Aș vrea să abordez subiectul puțin mai în esență. Și aș vrea de la bun început să precizez că îmbătrânirea începe de fapt din momentul în care ne-am născut. Lăsând la o parte acest aspect care presupune îmbătrânirea programată cu influența geneticii asupra ceea ce presupune îmbătrânire, există și factorii extrinseci, factorii externi care influențează acest proces de îmbătrânire, de cele mai multe ori accentuându-l. Despre acești factori și mai degrabă despre rolul lor în procesul de îmbătrânire aș vrea să discutăm astăzi și modalitățile prin care putem contracara acest neplăcut aspect, dar până la urmă unul cât se poate de normal în zilele noastre. Care este legătura între îmbătrânirea celulelor și boli? Aș pleca de la ideea anterioară și aș începe, de fapt, să discut despre ceea ce reprezintă factorii extrinseci, factorii externi de agresiune asupra organismului. Aceștia sunt, în primul rând, poluanții, fie că provin din aer, fie că provin din apă sau din alimente. Alimente care sunt excesiv gătite prin prăjire, da. Prin ardere foarte agresivă. La fel poluanții putem să găsim la fel de bine și în fumul de țigară, adică fumatul și alcoolul sunt, fără doar și poate, poluanți pe care îi recunoaște așa toată lumea. Acești poluanți, acești factori de mediu intervin asupra organismului la nivelul celulei. Și la acest nivel se produce așa numitul stres oxidativ, care el, într-un fel sau altul, este placa turnantă a tuturor bolilor și în special a celor cronice. Acest stres oxidativ, practic, pune celula într-o situație de apărare și se eliberează într-un final din acest proces acei radicali liberi extrem de agresivi, mai ales prin faptul că sunt molecule instabile. De exemplu, un radical instabil ar fi ionul peroxid. Acești radicali liberi, agresivi, mai departe atacă membrana celulară la nivelul ADN-ului, atacând și telomerii și în felul acesta, practic, se produce îmbătrânirea celulară și moartea ei, diferită total de cea programată, cea genetică despre care vorbeam la început. Da, da, da. Așadar, acesta ar fi pe scurt procesul de îmbătrânire și de moarte celulară. Acești radicali liberi sau oxidanți sunt foarte agresivi și pe măsură ce factorii extrinseci își mențin continuitatea agresivităților asupra organismului, într-un fel sau altul, îmbătrânirea celulară va fi și ea accentuată sau, de cele mai multe ori, poate să apară mai devreme decât ar trebui să fie. Și atunci apar bolile cronice, bolile degenerative, care, evident, se manifestă fiecare în funcție de specific. Cu alte cuvinte, sunt atacate organele care sunt inițial mai sensibile. Așa apare artroza, așa apare steatoza hepatică, așa apare afectarea vaselor, cum ar fi ateroscleroza și în felul acesta îmbătrânirea poate deveni una precoce. Aș puncta mai mult decât atât faptul că inclusiv alimentația pe care noi o considerăm, să zicem, sănătoasă, da. Nu putem fi foarte siguri dacă ne aduce reale beneficii atâta timp cât toate legumele și fructele sunt tratate cu diverse substanțe pentru a obține diverse beneficii, fie de culoare, fie de gust, fie de miros. Așadar, iată, inclusiv alimentația sănătoasă poate să aducă un dezavantaj echilibrului nostru fiziologic la nivel celular. Da, așa este. Ce legătură au radicalii liberi cu antioxidanții? Așa cum spuneam, prin acest proces oxidativ,
care se produce, cum spuneam, la nivelul celulei, rezultă în urma acestui proces, pe scurt vorbesc pentru că este un întreg eveniment acolo, rezultă acești radicali liberi, cum spuneam, molecule instabile, chiar foarte instabile și foarte agresive, radicalii liberi, ei fiind și produși final de oxidare. Practic aceștia sunt ținta noastră pentru că ei sunt cei care produc la nivel microscopic afectarea ADN-ului și a celulei în esență. Cum alegem un antioxidant? De ce nu-l luăm din alimente? În primul și în primul rând, exact așa cum îi spune numele, antioxidantul este cel care luptă împotriva radicalilor liberi a produșilor final de oxidare. Evident că sursa principală ar trebui să fie alimentația sănătoasă. Foarte mulți antioxidanți îi găsim în fructele de pădure, rodie și în suplimentele alimentare, cum ar fi, de exemplu, seleniu. Se știe foarte, foarte bine că este unul dintre cei mai puternici antioxidanți. Dar nu avem o alimentație echilibrată așa fel încât să aducem doza optimă zilnică în alimentație. Și atunci este nevoie de suplimentare. Evident că ideal ar fi suplimentul pe care îl alegem să fie un antioxidant benefic, un antioxidant care să fie testat din punct de vedere medical, să aibă studii care să certifice în primul rând eficiența lui, dar pe de altă parte și siguranța în administrare. Și nu în ultimul rând, nu ar trebui să ne orientăm după ce ne recomandă vecinul sau prietena, ci mai degrabă ar trebui să cerem sfatul unui specialist. De regulă, medicul nutriționist este unul dintre cei care pot să ofere asemenea sfaturi. De ce spun că ar fi bine să suplimentăm cu antioxidanți dieta noastră zilnică? O spun pentru că începând de la 18-20 de ani, expunerea la un mediu toxic este din ce în ce mai agresivă. Consumul de alcool, lipsa somnului sau reducerea lui chiar cu o igienă deficitară a somnului, grijile, stresul, serviciul, problemele în general de zi cu zi afectează întregul organism și nu avem nici posibilitatea de a suplimenta din alimentație, pe de altă parte și nevoia este mai mare și atunci administrarea ca și supliment al unui antioxidant ar fi binevenită, evident, în funcție de necesitățile fiecăruia. Mai cu seamă că în cazul pacienților care deja au boli cronice, cum ar fi diabet zaharat, cum au diverse boli neurodegenerative incipiente sau care au istoric în familie, ar fi bine ca și metodă de prevenție să administreze de timpuriu asemenea tipuri de antioxidanți. Care sunt efectele acestui produs? Pornind tot de la discuția anterioară vis-a-vis de mecanismul de acțiune al radicalilor liberi, evident că beneficiile sunt în primul rând la nivel inflamator, pentru că stresul oxidativ, într-un final, asta produce inflamație. Și de acolo toată cascada specifică, să zicem așa, fiecărui organ în parte. Principalul beneficiu este acela antiinflamator. Și asta se va vedea fără discuție atât la nivelul tunicilor vasculare, și mă refer la artere și la vene, mă refer în mod deosebit la efectul cardioprotector, în sensul că ajută la scăderea colesterolului LDL, colesterolul rău, scade nivelul de trigliceride, pe de o parte, pe de altă parte, având acest efect de anti-inflamație, evident că aduce și un beneficiu în procesul degenerativ al aterosclerozei. Așadar, cel puțin din punct de vedere al cardioprotecției, este binevenită administrarea antioxidantului sau antioxidanților. Pe de altă parte, sunt studii care atestă și beneficiile în procesele neurodegenerative în sensul de a diminua avansarea acestora. Și nu în ultimul rând, aș spune, cel puțin din punctul meu de vedere și din experiența pe care o am în cabinet administrând acest produs, apropo de femeile în perioada de fertilitate,
care au probleme de fertilitate, se pare că beneficiul este destul de important, probabil tocmai din cauza efectului antiinflamator. Studiile clinice, apropo de aceste efecte, au demonstrat că, cel puțin vis-a-vis de produsul despre care eu vorbesc și este o formulă unică, patentată, care conține o substanță activă extraordinar de benefică, se numește Stilvid. Este extras din coaja și sâmburele de strugure roșu. Combinația conține și seleniu și extract de rodie. Spuneam că acest produs, care are o tehnologie de obținere foarte specială prin, să zicem, un proces tehnologic care presupune expunerea la raze UVC, pentru că acest produs nu este stabil și atunci este nevoie să îl stabilizăm. Au avut în spate și niște studii clinice care au atestat, de exemplu, că scade procesul inflamației cu 20%. Factorii proaterogeni sunt scăzuți după administrare de un an de zile cu 26%, iar concentrația radicalilor liberi după administrarea acestui antioxidant scade cu peste 50%. Așadar, beneficiile acestea ar fi, vis-a-vis de întrebarea anterioară, însă aș mai vrea să adaug un lucru important apropo de această formulă interesantă, care este prezentă pe piața din România de ceva timp și pe care eu personal am administrat-o pacienților mei, urmărind ceea ce se întâmplă cu ei. Cel puțin la administrarea peste 12 luni a unui comprimat pe zi, beneficiile sunt unele reale. Și o să mă întrebați acum ce simți. În primul rând, crește nivelul de energie și efectul se vede la nivelul tonusului pielii, pentru că îmbătrânirea se vede, în primul rând, la nivelul pielii. Scade tonusul, scade luminozitatea. Apoi, prin măsurătorile de laborator și date clinice, am constatat scăderea LDL, colesterolului și a trigliceridelor și îmbunătățirea determinată prin Doppler, îmbunătățirea vascularizației, ceea ce eu zic că este un beneficiu real. Lucrurile, practic, sunt în concordanță cu studiile pe care acest produs le are. Aș mai spune că cantitatea de antioxidant prezentă în această formulă, adică acel Stilvid 84%, este echivalentul unui consum a 45 de kilograme de struguri roșii pe zi sau 45 de litri de vin roșu. Deci cam aceasta este concentrația echivalentă între un comprimat pe care îl luăm în fiecare zi versus versus alimente bogate în antioxidanți binecunoscute. Ne-ați vorbit deja despre beneficii. Să vedem ce mai are, despre efectele acestui produs, ce mai are special. Mai există ceva în plus față de tot ceea ce ne-ați povestit? Așa cum spuneam, formula este complexă, nu conține doar Stilvid, conține și extractul de rodie și, și seleniu. La fel, sunt molecule foarte importante din punct de vedere antioxidant, cu efecte protectoare la nivelul circulației, în special antitrombotice. Iar un lucru pe care l-aș marca în mod special este apropo de acțiunea la nivelul tegumentelor. Cel puțin studiile arată prin măsurători specifice de laborator că după administrarea acestui produs după un an de zile se îmbunătățește foarte mult atât calitatea pielii, dispar o parte din ridurile fine și dispar și petele pigmentare. Asta în plus față de efectele pe care deja le-am enumerat. Cum se administrează și cine poate beneficia de efectele sale? Teoretic, beneficiază orice adult de peste 18 ani. Administrarea se face cel puțin un an de zile. Preferabil ar fi un tratament cronic pentru toată viața, dar beneficiile certe le vom vedea după administrarea a unui comprimat pe zi timp de un an de zile. Se ia cu un pahar mare de apă dimineața, de regulă. În general, suplimentele, cu mici excepții, se administrează dimineața. Însă, asta ca să putem să prevenim și să
încercăm să ajutăm organismul. Dacă discutăm de persoane care deja au boli cronice instalate, atunci necesitatea este clar mai importantă decât la o persoană care dorește să facă prevenție, pentru că administrarea se poate face concomitent cu medicația alopată în curs. Foarte interesant, doamna doctor. Noi vă mulțumim foarte mult pentru toate sfaturile pe care ni le-ați dat. Vă așteptăm cu drag și în cadrul altor emisiuni, iar noi revenim cu un subiect controversat, ezoterism versus religie.